Manelistul s-a declarat îngrijorat de creșterea cazurilor de infectare cu noul coronavirus într-o postare de-a sa. A început prin a ruga pe toată lumea să nu se supere pe el, însă este nevoit să nu accepte anumite invitații în contextul actual al pandemiei de coronavirus. Celebrul manelist a dezvăluit că în ultima perioadă este tot mai desunat și chemat să cânte la mormântări. Țanca Uraganu a subliniat faptul că atunci când vine vorba despre persoanele care au decedat din cauza infectării cu coronavirus, nu își poate pune sănătatea în pericol. Țanca Uraganu l-a reamintit tuturor celor care îl invită la astfel de evenimente că are un copil acasă și că din moment ce virusul nemilos se transmite atât de repede, participarea lui la ceremonii ar însemna că ar pune în pericol și sănătatea fiicei sale, micuța Anais. Manelistul a mărturisit că, din nefericire, este nevoit să refuze invitații la mormântări, spunând că infectarea cu noul coronavirus nu este o joacă, în condițiile în care tot mai multe persoane mor după ce au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2. Vreau să vă spun că sunt foarte șocat de ce văd de câteva zile pe Facebook. Și cunoștințe, și mai apropiați, și din toate părțile, din toate orașele, văd numai oameni care, din păcate, au murit de COVID. Fraților, vă spun, nici nu știu cum să vă spun, nici nu știu cum să încep, dar vă spun din toată inima. Am fost sunat din mai multe părți din țară să vin să cânt la oamenii care, din păcate, au murit de COVID. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă, deci vă spun din toată inima mea, îmi pare foarte rău, sunt foarte șocat de ce se întâmplă, nu voi putea să vin absolut nicăieri, pentru că e vorba de viața noastră, am copil mic. Nu pot să stau în atâția oameni, mai ales la un așa caz. Spun din toată inima că îmi pare foarte rău. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!